canal a dispărut în chip misterios din casa bunicii ei, punându-i pe drum pe noi ei prieteni cireșari. Iar acum e prizonier într-un castel necunoscut, pe care trei indivizi ciudați îl scotocesc fără întrerupere pentru a-i descoperi comorile. Porniți în căutarea Laurii, cireșarii ajung după nenumărate peripeții la castel, pe o cale indicată de un document găsit în ruinele de la Vulturești. Dar singura concluzie la care ajung eroii noștri după ce scotocesc prin saloanele și curțile interioare ale castelului este că niciun pas omenesc n-a călcat de secole pe acolo. Și totuși castelul descoperit de cireșar seamănă întru totul cu cel descris de fata în alb în mesajul pe care l-a trimis. E o taină la mijloc și mai ales o presimțire că Laura se află prizonieră pe undeva pe aproape și că e în mare primejdie. A venit lăptăreasa. Bună dimineața. Ce facem, fetelor? Iar n-are nimeni grijă de apă? Tot eu v-am să zic. Gunoiul! Vrem, nu ți se pare oarecum schimbat? Ba da, parcă i-a venit inima la loc. Așa poate că mai respirăm și mai puțin. Nu mai dă, nu se va întâmpla el vreo chestie. Cu ceva, nu? Da. N-ai văzut, s-a rezolvat totul în ultima clipă. Mai are și alte griji. Ce? Patrula. Și fata, la toanele lui, nu știi la ce să te aștepți. Azi noaptea a stat tot timpul în preajma ei. De unde știi? Nu știu, nu mai vreau să mă mai bag în povestea asta. Ai văzut ce era să mi se întâmple? Ce era să ți se întâmple? Mie? Ție. Nimic, absolut nimic. Nimic, da. Știi că am dat drumul la ieșire. Da. Și patrula? S-a liniștit. V-ați mai gândit? Ne-am gândit. Da. Dar n-am visat decât porți și uși ascunse. Ascunse? Da. Unde? Tot. Ce-ați spune dacă intrarea ar fi în încăperea asta? Unde? Încăperea asta? Aici? Aici. Nu vi se pare nimic ciudat? Nu. Atunci uitați-vă mai bine și gândiți-vă mai bine. Ne gândim. Bine, dar cum ajungem la ea? De fapt n-am aflat mare lucru. Trebuie în continuare să descoperim intrarea. Da, ai dreptate. Simetria. Acolo e cheia. Mă omoară simetria asta scârboasă. Atunci jos cu simetria. Să căutăm o altă lege. Care lege? Legea ciudățenii? Dar nu-i nimic ciudat aici. Legea utilității? Asta e. Să privim totul prin această prismă. Bun. Firitele erau necesare. Și ușile, bineînțeles. Marmura era necesară. Crenelurile la fel. Dar coloana? Ea nu era necesară, într-adevăr. La ce servește o coloană dacă nu susține nimic obligatoriu? Și totuși aici? Asta e! Cum de nu ne-am gândit? O coloană fără niciun rost. N-are niciun rost coloana asta. Așa gândiți voi, nu? Gândiți-vă mai departe. Thank you.
Lasă, domnule, ciocanul din mână, că nu poți să tragi ca lumea așa. Nu se deschide, domnule. Dă-mă barosul ăla. Ușa secretă, ursule. Am descoperit-o. Să vedem ce mai e și cu celelalte coloane. Acum să aplicăm legile simetriei. Crezi că și în coloanele din celelalte camere există intrări? Numai dacă aplicăm legile ciudățeniei. N-am mai făcut nicio intrare. Mergem amândoi în recunoaștere. Ai nevoie de ceva? Ursule, te rog, lasă-mă pe mine să merg în coloană. Cum? Spune-le că te lovi la picior sau la mână. Cum? Da. Te rog. Ursule, nu mai avem nicio clipă de pierdut, să mergem. Da. Dar eu trebuie să rămân cu fetele. Mai bine mă cetic. E suplu, e serios. Eu m-am cam lovit la genunchi. Știi că niciun caz nu trebuie să plece. Și eu mă opun. Să se ducă ursul. Eu nu las pe tic să plece. Dacă nici pentru o recunoaștere nu sunt bun, atunci pot să vă asigur că pot recunoaște singur drumul până acasă. Salut, ursul. Tic, stai! Tic, parcă ai fi copil. Și tu odată. De ce nu înțelegi? Voi chiar ați crezut că vreau să plec? Ai păcălit, eu zău am crezut. Am vrut doar să văd cum arată intrarea. Dați voi? Bine. Ursule, cum n-ai văzut? Aici e o carte. Cartea e grozavă. În ea scrie că primul care pleacă în cercetare este faimosul Tic. În fața unui fapt împlinit nu putem decât să ne închipuim că așa am fost și noi. Ursule, tu rămâi aici să ții legătura cu Tic. Lucia va ține legătura cu mine. Succes! Vezi să nu alunești ușor. N-ai nicio grijă. Să te ajut? Lasă-te. Hai după mine. Mi se pare că e un tunel aici. Hai, Tic. Hai, ticușor, ține-te după mine. Ce întuneric e. Da. Fii atent, aici e un prag. Tunelul ăsta trebuie să dea de o altă intrare în coloană. Crezi? Sunt sigur. De ce? Pentru că intrarea în aripa cealaltă al castelului se face tot printr-o coloană. Uite, aici e zidit. De cine a fost zidit? Nu știu, dar n-are importanță. Da. Hai mai departe. Hai. Victorie, ia-o tu înainte. Vine, ticușor, vine. Victorie, crezi că... Ce? Nimic. Tunelul ăsta a fost săpat de oameni? Dar de cine vrei? Da, ai dreptate. Uite aici, uite aici! Nu, e înfundat. Dar mă ajungi odată la fata în alb. Răbdare, ticușor. Trebuie să dăm noi de coloană. Da, trebuie.
trebuie. Cireșarii au sosit. Ne-am făcut și semne. I-ai văzut, Filip? I-ai văzut și tu? Stai jos, Filip. Stai jos și așteaptă-mă. Și castelul are nevoie de voci multe, de pași repezi, de o lume întreagă și de o recepție nemaipomenită. Tic, prinde-te bine. Da, da. Tic, tu o iei în sus și vezi dacă găsești vreo ieșire din coloană. Ne întâlnim aici peste un sfert de oră. Da, Victor, am înțeles. Intrat în castel. Cum ai reușit? Bine că am observat la timp. Ușa se închide automat. Tu ești Victor? Victor. Ați venit toți și fetele? Toți. Hai repede. Strângeți tot ce al tău și hai să mergem. Da, da. Hai repede, repede. Nu se poate. Ba da, a dispărut. Uite, uite, cămașa, șeful. Și i-ai spus ceva? Mi-a spus. Dar cum o fi dispărut? Că ușile erau încuiate pe dinăuntru. Asta înseamnă că și coloana aceea are o intrare secretă. Să mergem să-i spunem. Da, eu când am dat în cămașa, nu. Să vedem. Și nu tot e ziua. Asta e bună, dar ăsta cine? Dar ne-a stâmpărat ca o zvârlugă dumnealui. Ce cauți aici, mă, banditule? Pe unde ai intrat? Și cum? Răspunde-mă, pungașule, mă. Ești singur sau mai e cineva cu tine? Nu te rai. Spune cine te-a trimis aici și de unde ai venit. Nu pricep nimic. Faci pe prost. Poate că nici nu știe românește. Sau... poate că e mut?
sau... Poate că... că nu-i om. Crezi? Mai știi? Stafie? Unde? Ce-ați rămas așa? Ce vă uitați așa la mine? Ce-i cu fata? Dispărut. Și vă corbați așa la mine? Din pământ, din iarbă verde, să o scoateți imediat. Cum că nu știu! Fata! Fata înainte de orice! Am terminat cu tine! O știe! Pot să vină după noi? Numai dacă spar coloana. Ușa secretă se închide automat. Unde mergem? În aripa cealaltă a castelului. Hai să te ajut. Eram sigură că mai există o aripă a castelului. E mai mare decât a noastră? Absolut la fel. Haide, dă mâna. Nu. Haide, totuși, dă mâna. Hai că mai avem puțin și ajungem într-un tunel subteran. Mai e mult? Nu, nu. Încă puțin. Hai, curaj. Da. E greu. Ține-te bine. Hai că mai e puțin. La intrarea într-o altă coloană. Sigur că trebuie să ajungem. Dar de unde știi toate astea? Am găsit un document vechi. Dar voi cum ați ajuns aici? Am găsit și noi un document. Spune-mi, cine sunt oamenii care te-au făcut prizonieră? N-ați aflat încă? Nu, dar am o bănuială. Între timp ai învățat românește? Vorbești sau nu vorbești? Bine. O să-l facem noi să vorbească, dar cu alte mijloace. Să stai liniștit aici, auzi? Să nu încerci să... Nu, că n-are cum să se deslege. E un zălog prea prețios, așa că ne-am luat și noi măsuri după măsura ta. Mi-e tare teamă că o să dezlege. Cu toate că l-am legat bine. Mă rog, cât pot eu de bine. Las cu să vedem noi. Când vor fi aici ursul și el alții. Și când o să mai găsiți monezile. Coridorul ăsta se înfundă. Hai pe aici. La ieșirea din coloana elaltă, a trebuit să ne aștepte Tic. Uite intrarea în coloană. Hai, urcă. Prea mult timp pentru o recunoaștere. Nu te neliniști. Sunt obstacole, probabil. Victor, nu mi-ai spus ce bănuială ai.
mă duc eu pe urmele lui Tic? Pe unde? Prin coloana, bineînțeles. Aici nu se poate. Deci înapoi peste zid. Numai peste zid. Trebuie să mai așteptăm. Probabil că ai lui sunt amestecați în dispariția fetei, așa că... Da. Dar și prizonierul nostru e destul de prețios. Vor veni să ne propună schimbul, nu? Sigur. Dar ce-l căuta în castel ăștia? Ce să caut? Umblă și ei după comoară. Nu. Crezi? Mormolocul ăsta ce face? Dacă nu-i place societatea noastră, o să-l închidem în camera fetei și acolo, singur, se hotărește el să vorbească. Da. Uite ce e. Dacă până mâine nu spui tot. Ce da? Trebuie să fie aici, în cameră. Mai întâi făceți-l pe dumnealui să vorbească. Legați-l bine cu frânghia. Nu poate să fie străin de dispariția monezilor. Au intrat în pământ. Știi ce mă gândesc? Dacă le-a luat șeful, să-și bată joc de noi. Te-ai lovit? Nu prea. Cumplită situație. Da. Unde suntem și cum să ieșim de aici? Nu știu. Poate găsiți pe ei vreo ieșire. Stai! Dar dacă suntem înconjurați de niște sulițe de fier sau suspendați pe platforma unei prăpăstii îngrozitoare... Atunci, până când o să vină ursul, și sigur o să vină, am să-ți povestesc aventura noastră până la tine.
M-aș duce și eu după ei. Prin coloană. Taci, mă, Dane. Ai început și tu cu idei de-astea. Și totuși Victor nu e prizonier. El nu se hazardează fără rost. Nici ursul. Și amândoi nu înfruntă primejdiile fără să fie sigur de reușită. Atunci ce crezi că s-a întâmplat? Cred că au căzut într-o capcană. S-ar fi întors de mult. Ei știu să iasă din orice capcană. N-avem altceva de făcut decât să plecăm pe urmele lor. În niciun caz. Mai rea am încurcat. Îl punem la vot. Plecăm sau nu plecăm? Nu plecăm acum. Așteptăm întâi 3 ceasuri. 1. 2. 3. Hei! Băieți! Victor! Dick! Unde sunteți? Hei! M-auziți? Ce beznă e aici? Mă-i frică. Trebuie să te țin de mână. Ca o idee că există un punct de sprijin. Dar vom ieși de aici, nu? Oh, cred că de mult ne caută. Tu nu-l cunoști pe ursul. Nu se poate să nu ne găsească. Fetelor, mai există o cale pentru a ajunge în cealaltă parte a castelului. Zidul peste care a sărit ursul. Ești nebun. Calea e inaccesibilă. Bine, dar ursul a ajuns acolo. Trebuie să trecem și noi. E ultima șansă, nu pricepeți? Dacă tot ai învățat să vorbești, poate că poți să ne spui, să ne spui... A, cred că poate. Unde sunt monezile? Pricepi? Hai, să auzim. Eu ziceam că... Ce? Nu merge. Deloc. Pe aici e imposibil de urcat. Cred că pe aici a luat ursul. Bine, dar ursul a urcat cu frânghie, tu ce faci? Nu-i nimic, eu-s mai înalt, ajungi și fără frânghie. Ai grijă, Dan, să nu pățești ceva. Fie ce-o fi. Ce-o fi cu ursul? Trebuie să-l mai căutăm o dată. Degeaba, nu vezi că nu găsim nimic la el. Nici înghiții nu putea să-l înghite. Luați-l de aici. Vino. Până mâine nu găsim monezele, vezi tu ce pățești. Ești sigur că putem găsi o ieșire pe aici? Stai! Ah! Nu te mișca! Cine-i acolo? Ursule, tu ești Victor! Ce faci, mai acum ați ajuns aici? Cum ai dat peste noi? A, o spătură-ți și gata. Nu cumva ești tu prizonier? Întocmai ca și voi, însă Trick mă îngrijorează. Trebuie să-l căutăm. Ai găsit vreo ieșire? Prin coloană. Facem o piramidă cu mine baza și ieșim. Haide și... Hai! Nimic. Eu zic mai bine să-l aducem aici. Să încercăm să-l torturăm. Păi el.
Ăsta ori e băiatul celui mai mare hoț de buzunare, ori al unui scamator celebru. E, 3 minute am lipsit din încăperea asta și... Dan! Ursu! Fic! Dan! Voi căutați monezile, eu dau o rată prin castel. Dă-le de cuiva prin ușa secretă din coloană sau... În loc să le fi dat cuiva prin ușa secretă din coloană, nu crezi că era mai simplu să le bagi el în buzunar și să plece cu ele pe acolo? Cred că s-a mai calmat. Așa pare totdeauna când este disperat. Și mă gândesc numai să nu facă vreo gafă. Hai să le punem la locul lor. Ce? Monezile. Ce, ești nebun? Nu-ți da mine. Am visat. Da, ce coșmar. Ce facem acum? Hai să mai căutăm. Trebuie să ieși de aici. Ca să-l înduplec, m-am prefăcut căleșin. Știam că te prefaci, mi-a spus dânsul. De ce ai fugit din oraș? Vei sta închisă. El a vrut să luptăm unul împotriva altuia. Și totuși a avut dreptate. Voi întorceți-vă la tic, eu mă duc să-i aduc pe ceilalți. Spui? Spun. Dar cu condiția să desferecați coloanele. Iar monezile... Monezile sunt în locul bateriilor, în lanterne. Maria! Lucia! Ascultați puțin! Totul s-a sfârșit cu bine! Ursu, viața l-a stricat din dreapta. Adică cum s-a sfârșit cu bine? Spune, ursule, nu mai fierbe atâta! Unde-i tic? Unde sunt ceilalți? Dar spune odată, te rugăm, de ce stați? Te rugăm, ursule, te rugăm. În sfârșit, misterul a fost dezlegat. Cum? Știi cine sunt răpitorii fetei în alb? Nu? Și voi chiar ați crezut că am fost răpită cu adevărat? Iesu. Mă mint că nu v-am recunoscut. De ce? Atunci când erați în curtea școlii cu Neasim Ofte, vi s-a văzut o clipă și fața, dar... Dar explicabil. Atenția ți-a îndreptat în altă parte, nu? Fata în alb. Fata mea în alb. Așadar, voi sunteți cireșari. Da, el este Victor. Iar băiatul ăla de sus, așa? Băiatul ăla care se uită la noi și care nu pricepe nimic, este bineînțeles Dan. Păi, să-l dăm jos de acolo, nu? Hai, Dane, nu vii cu noi? Lasă-l, lasă-l. Hai, Vic, intrăm oficial în castel. Fata înalt. Fiecare la locul lui. Maria, Maria, te rog, aranjează-l acolo și să încercăm să fie așa la înălțime toată lumea. Hai, gata, liniște, Dane, fă-ți apariția. Sosesc excelențele lor,
și cireșari. Excelența sa... Tata și asistenții lui, tot arheologi. Iuliu Cosma. Excelența sa, Iuliu Cosma, marele vițiernic al castelului. Și asistenții săi. Stai să o luăm metodic. Bine. Ba să zică, pe ursul știe, el da. E Dan, așa, care e Lucia și care e Maria. Păi cum nu le cunoști? Ei, hai, prezintă-ne și nouă pe cireșari. Și excelențele lor cireșari. Toți șapte, adică minus unu și plus una, în alt. Dacă oamenii ar putea păstra mereu vie amintirea acestei vârste generoase și sincere, mă întreb prin ce constelație ar trebui să-și caute pasiunile. Știți că uneori asemenea pasiuni pot face chiar mai mult decât știință. Voi toți și Laura mea aveți o deosebită învărșunare cu care vă îngrenați în cercetarea tainelor naturii și ale științei. Și mai e ceva, o imensă preocupare teoretică care vă ajută și vă însoțește în cercetări și expediții. Știți că sistemul raționamentelor cu care ați ajuns voi la dezlegarea documentul logofotului Zogreanu va face obiectul unui seminar special cu studenții mei. Pentru darurile și harurile voastre, să închinăm această primă cupă cu ce ai? Da. Așa. Ăsta. Hai, ale pe amândouă, dacă vrei. Hai, ia-o. Ia-l pe ăsta. De fapt, nu sunt ale noastre, așa că puteam să-l iau pe cel mai frumos, fără bine, dacă vrei, să-ți arăt comoara lui Cicchi. Da? Vrei să-ți arăt. Sunt zebi, sunt... Prefer să te văd pe tine. Niciodată castelul celor două cruci n-a trăit asemenea clipe de veselie senină. Numai Tic, ticușorul nostru cel vesel, uitat de toată lumea, se lupta cu tristețea. Tic își pierduse copilăria. Intrase în adolescență prin porțile largi ale dragostei. Iar întâmplarea hotărâse ca prima lui dragoste să fie tristă, neînțeleasă. Într-adevăr, urs. Uite, frumos e afară. Ce facem? Intrăm în castel? Hai înapoi.